Acolo jos e Anina. Când am trecut de pârâul, Anina, uite acolo. Ui, era vorba că nu mai urcăm. De când, de când am dat jos din tren, urcăm. Aici e și pensiunea? Da. Pensiunea faină de tot. Se internet. Acum începe coborârea. Să ne țin așa. Că până acum am tot urcat. Eu 2 km fost. Am urcat 2 km? Am. Eu pe jos, tu pe bicicletă. O bisericuță mult de oameni. Se înșirie casele prin vale. E, da. Așa, da. Coborâre. Excelent. A început să picură. Se scurge printre crengi până jos. Cu minte. Miroase a brăzi. Șnepeni? Ferici, zici tu? Dacă au acidea ca brazi, da. Ferici sunt uscate. Nici nu știu unde-i reflecția apei și unde-i, și unde-i malul. Doamne, e superb! Și asta într-o zi înnorată. Vezi că zice, trece ruginește. Da, pădurea. Și într-o parte și într-alta stânci. Și în dreapta apă. Doamne, e superb. Cascada de zăr. Se prelinge pe mușchi
pe stânca asta. Se face parcă e o meduză din aia luminoasă. De frumoasă. Că-i peisaj japonez. Aici e izvorul cascadei. Iese dintre, de acolo, de la stânci. Și se duce. Până la cascadă. Unde se duce omul ăsta? Hai că se întorci. Mergem? Da. Fă și tu. Așa. Ce liniște e în partea asta, uite. Hai mă, parcă ești ostașul român, osteașa, care se întoarce de pe front. Doamne, avem câțiva zeci de metri și am ajuns. Nu vine să cred. Am ajuns. A fost superb. Și obositor. Dar și minunat.
am ajuns. Da, nu știu. Da, chiar că doamna ajută. Ce faceți? Ce să fac? Trebuie să scot niște păstânac pentru părinte să-i facă o ciorbă. Ah, și noi. Și noi o să ne vedem de ale noastre. Mâncarea e gata. Nu știu cum ne-am căutat eu să fac să fie bună. Un pic am sărat-o ieșit. E mai mult decât minunată oricum. Îmi tocam de cartul sau ceva. Da, pentru noi nici nu vă faceți probleme, că nu... Ne-am oprit la Bigger și am mâncat. Unde? Cascada Bigger. E la 45? Aha. Acolo. Și ne-am scos din traistă și am mâncat. Și vrei să-l ridici? Băi, lasă-mi bostanelul jos. Are 20 de kg. Un bostanel. Hai, la. Data viitoare vă luăm și pe dumneavoastră. Just. Dacă aș mai avea și eu măcar... Un pic. 30 de ani. 40, am fi bani. Deci vreau să vă ajut. Doamne ajută. Hai. Da. Hai mă, spage camera, de ce face bum, așa. A, zici tu ceva lui mama, că a zis că tare vrea să te vadă. A, mulțumesc de gândurile frumoase, Dumnezeu și Maică Domnul să vă răsplătească. Vrea sănătate, lungime de zile. La fel. Și să vă bucurați de cei dragi. Mm-hmm. Sărbuna. Și bă, nu știu că am inima așa frumoasă. Voi din exterior, în interior. Trenul ăsta de la Oravița la Anina. Ah, ăla semeringul, șefa, da, semeringul de aur, sau de argint, îi spun așa. Șefa trenului, un ghid fantastic. E și frumos. Oră ne-a povestit. Toată istoria noastră. Peste tot pe unde am trecut. Da. Peste tot pe unde am trecut. Da. Mulțumim. Și oare ceva așa temporal și spune. Da. Ceva din Dumbrava minunată a lui Sadoveanu, ceva din locul unde nu se întâmplă nimic la prima vedere. Deci pare o natură statică, cu oameni așa cremenit, dar când intri în profunzimea zonei, oamenii acesta real așa minunat, zicune parcă parcă ajungi la origine și vezi că e frumos, e frumos și te și încarci. Da. Și uite numai bine, e acum în piept cotidianul ăla. Te lua o parte că te spargă așa, parte America în două. La Beagle erau niște bucureșteni. Da. Ascoltenii sunt și mai goroi. Gata. Hai. Mulțumim foarte mult. Că călătorul îi șade bine cu drumul. Mulțumim, Marian, și... Ai vreo ceva sau aia când ajuns acasă? Eu, da. M-am cărit până aici, m-am plâns. Am ajuns. Cu chiu, cu vai am ajuns, da. S-a ancorat bine acum, da? Da. Da, am mai strâns un pic acum. Și cu Babet? Cu Babet, o luăm încetişor. Oricum, mai repede decât cu bicicleta. Ciao. Să ne vedem cu bine. Doamne ajută. Tot și în pace. Doamne ajută. Ciao. Mulțumim. Da, ce frumos.